Sediul primăriei Buzău a fost gazda celei de-a doua ediții a conferinței Salvarea Patrimoniului, Salvarea Identității, având ca subtitlu Buzăul, oraș deschis tradițiilor, cercetării istorice și salvării patrimoniului. Au fost prezenți membrii ai Academiei Oamenilor de Știință din România, a Academiei de Științe a Moldovei, ai Universității de Stat din Moldova, precum și a unor istorici din România și Moldova. Deci vreme de lungată m-am ocupat de istoria artei medievale românești și nu numai. Pentru că ce înseamnă patrimoniu? Patrimoniu este patrimoniu cultural, patrimoniu lingvistic, patrimoniu monumentelor, deci patrimoniul la fel de mult al arhivelor naționale. Deci patrimoniul cultural al României, al unei țări, al unei națiuni, este esențial pentru menținerea și pentru a reflecta identitatea acelui popor. Buzău, oraș deschis tradițiilor, cercetării istorice și salvării patrimoniului. Am avut și avem invitații extraordinari, Academia Oamenilor de Știință din România, la nivel chiar de președinte, un buzoian, domnul profesor universitar dr. Adrian Badea, dar și Academia Oamenilor de Știință din Republica Moldova, din Basarabia. Încercăm să salvăm trecutul acestui oraș, istoria acestui oraș, ca și exemplu, ca și pildă pentru tânăra generație, care și ea a fost prezentă aici prin copii iubitori de istorie, câștigători ai concursurilor de istorie la nivel județean și național. Timp de două zile s-au prezentat comunicări științifice care au avut în prim plan istoria Buzăului și a României. Comunicările științifice sunt adunate într-o carte pe care autoritățile o vor lansa anul viitor.